Seamănă un pic cu ce spunea părintele Arsenie Papacioc, bătaia clopotelor, Vivos, voco, Mortuos, plango, fulgura, frango. Adică exact cum s-ar traduce în română această bătaie de clopot, cheamă, pomenește pe cei, cheamă pe cei vii, plânge pe cei morți și împrăștie vifoarele sau împrăștie draci. Păcat că nu este aici o biserică, este doar parcul tineretului, lumea copiilor, dar seamănă un pic aceste clopote cu cele de la biserică. Și mi-am adus aminte de acest cuvânt minunat al părintelui Arsenie Papacioc, slavă Domnului de ajutare, Doamne ajută!